pe insula partenerelor voastre, s-a înfăptuit deja, spre surprinderea mea și a tuturor, un prim sărut. Mi se pare că e fericită, că face ceea ce simte, mă bucur enorm treaba asta, mă așteptam să fie mai reținută, n-aș fi avut vreo problemă dacă era mai reținută, dar mă bucură și mai mult că văd că este destinsă. Practic, pentru asta a venit, să se redescopere pe ea, înseamnă că scapă cumva încet încet de acele inhibiții care le are. Nu vezi că ți-o fură gener. Aici cred că mi-ar fi un pic de ciudă, dar o ciudă. Adică dacă zice nu mai vreau relație cu Rares, că vreau să fiu cu Celia. Ar fi mai înțepat asta. Exact. Cert e că pe cealaltă insulă lumea e mai dezinhibată decât aici și asta ne-a... Noi suntem fete cu minți. Păi da, eu le-am și spus că... zice masculii au o altă influență asupra a cinci fete, știi? Decât invers. Am văzut ce se întâmplă pe insula cealaltă. Acolo lucrurile urcă treptat, problematic, comparativ cu noi care suntem stativi și parcă mergem jos către îngeraș, mai să nu faci nimic. Mă deranjează acest lucru pentru că pe insula cealaltă s-a creat o comunitate foarte liberă, ne ținând cont de nimic, consumând prea mult alcool, lăsând distracția să meargă fără limite. Mi se pare o chestie urâtă că nu ții cont de partenerul tău de pe cealaltă insulă. Practic n-au făcut nimic cu ispitele, dar știm cu toții că în momentul în care două femei se sărută, o fac de dragul bărbaților ca să strânească ceva în ei. Nu că aveau ele atracție acolo, domne, și nu se puteau ele. Nu, a fost show-off. Poți să intru? Nu, vreau să dorm, nu. Vreau să te știu ok. Nu, calmă, că e regulă, nicio problemă. E singurul care n-ai venit jos. Nu, că e foarte somn. Nu ești ok. Nu, e în regulă. S-a întâmplat ceva? Nu, e în regulă. Simți nevoie de îmbrățișare? Nu, stai, e ok. Da? Da, e ok, stai calm. Nu vrei să vorbești cu nimeni? Nu, am vorbit cu băieții, e tot în regulă. Te zici ce s-a întâmplat și plec. Nu, doar s-a pupat Celia cu Celia seara atât, în rest, nu, nimic interesant. E în regulă, știam. Dar ce s-a întâmplat asta? E bi sau...? Nu că e bi, dar îi plac și... Ce puțin știam că mai dansează cu fetele și atât. Acum că o să-mi sărut, nu știam că mai să și sărut. S-a mai întâmplat asta? Nu, ce puțin nu știu. Și ești ok cu asta? Da, ok. Sau o spui așa ca să plec? Nu, chiar e ok. E în regulă, mersi. Nu. Vrei să-ți aduc o apă? Nu. Dacă mă poți, te rog, să mă lasă, doamnă, e în regulă. Bine. Ok, mersi. Ceau. Dacă vrei să vorbești cu cineva, te rog. Ok. Bine. Să fiu sincer, nu prea mă distrez, deoarece am niște probleme care nu țin de ce se întâmplă pe cealaltă insulă. M-am ars. Nu vreau să par victimă. Nu vreau să mă plâng în fața nimănui. Vreau să fiu fericită și puternică. Nu vreau să arăt întregii lumi fața mea adevărată. Adică ne știm foarte bine limitele, știm foarte bine peste ce am putea trece și peste ce nu am putea trece. Și da, se cam termina tot la primul sărut. Era un pic nervos. Oricum băieții noștri mi se par mai liniștiți un pic decât noi toate. Da. Nu? Da. Noi suntem mai pe party. Dai și mie o atenție. Acum... Atenție! Se filmează! Unde? Dar eu nu, chiar nu cred chestia asta despre tine. Că ai cere atenție. În niciun caz. Și dacă aș fi crezut, ți-aș fi zis. Emoțiile, cred că erau... Îți dai seama, când încep și cu foc, extraordinar. Primul sezon în care apar un sărut, știi? Indiferent cât crezi în partenerul tău, știi? Ai. Ca orice om, zici, bă, cum ar fi? Îți dai seama. Și deja ai intrat în starea aia și zici, bun. Hai. Nu ești tu. E foarte solicitant. Ce se întâmplă? Chiar mă gândeam la voi eliminare. Și doar începutul. Au fost apropieri între fete și băieți în cei mai. Au fost apropieri în sensul în care la mine a început cu Cristina Stine în brațele celui care a fost Irlanda și chestii de genul drag, zic băi. Și nu mă deranjează, știi, adică... Faptul că
a ta cel puțin s-a legat de Bogdan, pentru mine, spre exemplu, n-a fost nicio surpriză. Și de unde ți-a venit acest înțeleg? Pentru că fosta lui Bogdan cu care a intrat în emisiune seamănă foarte mult cu iubita ta. Da. Ane Lore, da. Uite, eu... Marele pericol. Trăiesc numai cu gândul că... Eleganța și sinceritatea pe care am dezvoltat-o în relația asta e de departe cea mai calitativă pe care am găsit-o. Consider că le este frică de mine. Se pot îndrăgosti de mine pentru că felul meu de femeie nu mai există. Atenție, Ceașescu, atenție! Ia și o frunză și atenție! Toată atenția, spune la mine! O să înțelegi și de ce spuna. Cerasela e puțin așa în filmul ei, că nu știu cum să spun altcumva. Nu știu, câteodată am impresia că vrea să atrag atenția. Câteodată stau și mă gândesc mult mai profund la ce face ea și realizez că nu e așa. Acum, nu știu, deocamdată da. Mi se pare că are momente în care simte că... în care vrea să atrag atenția. Nu cred că cere atenție, adică după cum văd eu nu văd că ar cere atenție, sincer acum. E, dacă nu-ți zice, nu înseamnă că nu o cere. E frică de apă! Ți-aș mai oferi atenție, dar nu mai am doar o sticlă cu apă. Vrea să iasă în evidență, vrea să atragă toată atenția asupra ei. Mi se pare că unele gesturi pe care le face sunt exagerate. Adică lucrurile pe care le faci trebuie să vină treptat, nu trebuie să vină toate din prima. Pentru că altfel sunt tras de păr. Oh, wow! Ok! Rasela are momente când dansează, momente când e retrasă, încă nu pot să o citesc, este imprevizibilă. Sunt niște faze la care încerc să o mai înțeleg. Poate că se poate un pic cap în cap, da, că aia înseamnă bipolaritate. Aduce foarte mult aminte de fosta mea parteneră. Exact aceleași reacții, exact aceleași lucruri spuse, dar mai am ceva timp să o cunosc. Dar cred că îmi voi susține părerea. A început! Cerasela a fost exuberantă, surprinzător de dezinvoltă pentru cum am văzut-o la început. Mi-ar plăcea să văd că se simte bine, dar nu știu dacă în contextul ăsta e ok pentru ea. Michael Jackson! Se pare că s-a deschis mai mult. A început să socializeze altfel cu noi. Mi se pare destul de glumeț. Am văzut în Alex o altă latură a lui care probabil alții nu au reușit să o vadă. Când nu vede camera pe el, nu mi se pare că e așa încordat. Mutrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mac mureală, dă-i cu sana, un plecana. Că un weekend la mamaie e cât un sezon la Și eu ce-am făcut ceva? Băi nu, dar tot... Eu pe tine? Vii prea aproape. Eu ți-am făcut așa ție vreodată la un moment dat? Păi vii prea aproape. Vrei să mai vorbim deloc în emisiune? Nu.
De ce să nu mai vorbim? Păi nu știu, dar mi se pare că ești... contra mea. Nu sunt contra ta deloc. Și atunci cum, adică? Doar că te apropii prea mult. Daniel m-a atins iar. Și am spus, nu mă mai atinge. Dar Daniel încă caută atenția mea. Cerasela și Daniel e un joc de șoarecele și pisica, știi, Tom și Jerry. Pentru că ea, în momentele în care Daniel se apropie de ea, face glume, ea pare așa siderată și cumva chiar ofuscată de glumele lui Daniel, pare jignită, dar ăsta e cuvântul, pare. Iar ulterior face tot ce poate pentru a-i capta atenția. Este clar că e atrasă la un anumit nivel de el. Da, dacă eu simt să nu mă atingi, adică asta e limita. Ok, ce ți-am spus? Aha. Concluzia prin care eu ating pe cineva. Dacă tu în continuare vei face în felul tău, așa? Nu va mai exista lucrul ăsta. Îți promit chestia asta. Ok. Cerasela are tendința de a mă respinge în anumite momente, dar eu o simt că îi place. Adică îi place când mă apropii de ea, când încerc să o pup. Îi place lucrul acesta, adică am simțit-o și îl simt, imediat pe un om, adică simt că îi place ceea ce fac. Dar în anumite circunstanțe se retrage. Și tocmai ăsta este lucru care este o problemă asta, de fapt. Pentru că dacă faci ceva, fă-o până la capăt. Bogdan e destul de greu de salvat, pentru că are 80 de kilograme și eu doar 49, dar mă ajută valurile mult. În gândul lui Celia nu e ceea ce pare. Nu sunt în largul meu când o altă fată trebuie să mă salveze, Celia nefiind aici. Cred că i-a zis că ești prea mult. E săracul încremenit. Da, cu siguranță Celia va înțelege că a fost doar un joc. Bravo, bravo, bravo. O circunstanță normală. Ok. And mouth to mouth. Yes. Mouth to mouth. Miami Beach, tati, ăla-i. Am scos-o în brațe deoarece așa a fost contextul și asta mi s-a spus că se face. Cel care aruncă cu frânghia iese cu persoana în brațe. Nu cred că e ceva, vai Doamne, mi-am scos victima care abia am cărat-o pe plajă să duc treaba până la capăt. Listen! Put the hand on the tummy! Tummy! No, hand on the tummy! Yeah! Your ear on her mouth! Evident cum gândeam că sunt într-un context, toată lumea privește, pot exista mai știu eu ce prejudecăți. Nu am resuscitat-o cum ar fi cazul să o sărut sau mai știu eu ce, să se înțeleagă prostii. M-am apropiat de gura ei, m-am făcut că suflu și cam atât. Vezi doar cum intrăm așa? Rareș, am nimerit direct la pedale de trandafiri. Chiar că... Dar, doamnele, ce face mare? Să rămână. Hello. De cum am intrat în camera de relaxare, le-am văzut pe cele două doamne așa cum stăteau lângă pat. Așa? Și momentul ăla, nu numai că m-am relaxat, dar m-am și bucurat. Dacă ne fac. Posteriorul este exact cum mi l-aș dori să-l pomasa, dar în momentul de față nu simt să fac treaba asta. Alături de ea sau altei fete care are posterior respectiv, eu știind că încă sunt într-o relație. Dacă nu sunt într-o relație, sunt foarte wild și nu stau locului și nu mă deranjează să am multiple parteneri cu care îmi petrec timp. Îmi place să descoper foarte multe femei. Dacă nu sunt într-o relație, de obicei este foarte cu minte. Ești cu minte? Mm-hmm. Nu, mie îmi place să descoper. Îmi place să cunosc, îmi place să intrig, îmi place să îmi exersez cu cât mai multe femei tot ceea ce am nevoie să concretizez când sunt într-adevăr cu una singură. Nu știu exact ce simte Sebastian, pentru că a avut stări și stări.
Ba era ok și se simțea bine, ba cădea pe gânduri. Într-un spre casă, era îngândurat și trist și l-am întrebat ce se întâmplă. Și a zis că simte că o să se întâmple ceva, se simte nesigur pe ceva. Și acum stau și mă gândesc, nesiguranța lui era grija de a ajunge acasă și poate de a vedea ceva din partea cealaltă sau nesiguranța că a fost cumva atras de mine și în capul lui se dezechilibrează anumite lucruri. Să nu le mai dați. Tu ai făcut toată ce nu-ți place? Ce nu-mi place? Da, am mai făcut niște sacrificii așa pentru persoana iubită, din păcate. Dar am regretat și de asta îți spun că ar trebui să te pui pe primul loc, să fii tu fericită. Pentru că dacă tu ești fericit, ăsta e cel mai important lucru. Nu ești fericită că sunt cu el și așa, dar nu-mi place că stăm mereu. Da, vezi, dar tot ai niște lipsuri astea, știi? Să nu se ajung la un moment dat în care să dai în frustrare, care gen se umple paharul, știi, deodată se varsă totul. Relația Teodorei cu Alex nu funcționează pentru că el o constrânge, în primul rând. Ea face foarte multe compromisuri din cauza lui, este conștientă de acest lucru, se lasă pe ultimul loc. El nu o pune pe primul loc cum ar trebui. Fac doar ceea ce vrea el. El știe că nu-mi place, îi spun mereu că m-am săturat și că vreau acasă. Și totuși nu face nimic în această privință, nu? Păi, mi-a promis că nu o să mai plecă mult. Mai promunește, te duce cu zahărelul. Poate. Nu cred. Teodora, normal că acceptând acest lucru a greșit foarte mult, dar totuși are 19 ani și nu realizează. A fost și în relații greșite. Nu a fost cineva alături de ea care să explice că acest lucru este greșit. Tocmai de asta eu sunt aici și sper să o fac să înțeleagă. Alei îmi place pentru că mă și ascultă, parcă are grijă și de mine. Este foarte atent la orice. Este un tip foarte fain. Dar mi se pare că ești prea o persoană foarte bună, prea bună chiar. Și faci sacrifici pe tine pentru alții, știi cum? Știu și eu. Toată lumea are câte un defect. Ea nu poate face anumite lucruri simple pe care le face o femeie din cauza că trebuie să fie plecată cu el pe drum non-stop, deși ar putea. Înainte să vin aici, Alex era cam pe primul loc, că făceam doar ce-i place lui. Dar nu m-a deranjat niciodată pentru că am acceptat și mi-am asumat când am spus da, vreau să fac asta. Dar acum trebuie să accepte și el ce vreau și eu.